Crăiasa zăpezii de Hans Christian Andersen. Și am ajuns acum la a șasea povestire, care se numește Lapona și finlandeza. Și s-au oprit ei la o căsuță care era tare sărăcăcioasă. Acoperișul atârna până aproape de pământ și ușa era așa de joasă că trebuia să intri și să ieși pe brânci. În căsuță nu era decât o laponă bătrână care stătea lângă o lampă care ardea cu untură de focă și pe care fierbea niște pește. Renul i-a spus babei tot ce se întâmplase cu Gretchen, dar mai întâi a povestit ce-i se întâmplase lui, pentru că asta i se părea un lucru mai de seamă. Iar Gretchen era așa de înghețată că nici nu putea vorbi. Vai de capul vostru, a spus Lapona. Mai aveți o mulțime de mers. Trebuie să mai faceți vreo 100 de poște și să ajungeți în Finnmarken. Acolo stă creasa zăpezii și aprinde în fiecare seară un foc de bengal. Am să scriu câteva vorbe pe un pește uscat, că hârtie n-am, și am să vă dau o scrisoare către o finlandeză care locuiește acolo. Ea are să vă spună mai bine cum stau lucrurile. După ce Gretchen s-a încălzit și a mâncat, Lapona a scris câteva vorbe pe un pește uscat, i-a dat lui Gretchen peștele și i-a spus să-l păstreze bine. A legat-o iar pe fetiță pe spinarea renului și renul a pornit la fugă. Toată noaptea, aurora boreală a luminat cerul cu strălucirea ei albastră. Și așa, după ce au mers ei cât au mers, au ajuns în Finlanda și au bătut în hornul finlandezei, pentru că ușă nu avea. Înăuntru era o căldură așa de mare că finlandeza umbla aproape goală. Era mititică și zbârcită. I-a scos repede lui Gretchen hainele, i-a scos mănușile și ghetuțile, că altfel fetiței i-ar fi fost prea cald. I-a pus renului o bucată de gheață pe cap și a citit ce era scris pe peștele crud. A citit de 3 ori până a învățat pe din afară tot ce era scris și a băgat peștele în oala de supă. Căci era bun de mâncat și finlandeza nu părăduia niciodată nimic. Renul i-a povestit mai întâi întâmplările lui și pe urmă pe acelea ale lui Gretchen, iar finlandeza clipea din ochii ei isteți, dar nu zicea nimic. Tu ești deșteaptă, a spus renul. Eu știu că pot să înnozi la cap toate vânturile din lume într-un singur gheam. Dacă corăbierul deznoadă un not, atunci capătă un vânt prielnic. Dacă deznoadă alt not, vântul bate tare. Iar dacă deznoadă încă unul și încă unul, atunci bate de urnește din loc pădurile. Dă-i și fetiței să bea ceva ca să capete putere, cât 12 voinic,
și să răpună pe crăiasa zăpezii. Da, să vedem, a spus finlandeza. 12 voinici ar ajunge? Și s-a dus și a luat de pe o policioară un sul mare de piele și l-a desfăcut. Pe sul erau scrise niște litere ciudate și finlandeza a început să citească și a citit, de-i curgeau sudorile. Și renul a rugat-o așa de mult să o ajute pe Gretchen, iar Gretchen s-a uitat așa de rugătoare și cu lacrimi în ochi la finlandeză, încât aceasta a început să clipească din ochii ei isteți și l-a luat pe ren într-un colț, i-a mai pus o bucată de gheață pe cap și i-a spus în șoaptă. Carl e la crăiasa de zăpezii și îi place la ea și crede că e mai bine acolo decât oriunde în lume. Dar toate astea sunt din pricină că are un ciob de sticlă în inimă și o țandără de sticlă în ochi, iar dacă cineva îi scoate ciobul din inimă și țandăra de ochi din ochi, atunci se face iar om bun și crăiasa zăpezii nu mai are putere asupra lui. Da, tu poți să-i dai lui Gretchen ceva ca să capete ea o putere mai mare? Nu pot să-i dau o putere mai mare decât aceea pe care o are ea acum. Nu vezi că slujesc oamenii și dobitoacele și cum a pornit ea de sculță în lume și toate îi merg bine? Puterea ei n-o poate căpăta de la noi, puterea pe care o are în inima ei și stă în faptul că e un copilaș drăgălaș și nevinovat. Dacă nu poate singură să ajungă la creasa zăpezii și să scoată cioburile din Carl, atunci noi nu putem face nimic. La două poște de aici începe grădina crăiesei zăpezii, ia-o și du-o acolo pe vetiță. Pune-o lângă un copăcel cu palme roșii, care crește acolo în zăpadă, dar nu zăbovi și întoarce-te repede înapoi. Și finlandeza a pus-o pe Grecia în călare pe ren și acesta a pornit în goana mare. Vai, nu mi-am luat pantofii, a început să strige Gretchen, că era fric umplit afară. Dar renul nu s-a oprit și a ținut-o, tot într-o fugă, până la copăcelul cel cu poame roșii. A pus-o pe Gretchen jos, a sărutat-o pe frunte și pe obraj, iar renului i s-au prelins câteva lacrimi, apoi a luat-o la fugă înapoi. Data Gretchen a rămas așa fără pantofi și fără mănuși pe un ger cumplit. A plecat și ea mai departe cât putea de repede și deodată au întâmpinat-o o mulțime de fulgi de zăpadă. Fulgii nu cădeau din cer, cerul era senin și luminat de aurora boreală. Alergau chiar pe pământ și cu cât se apropiau, cu atât se făceau mai mari. Gretchen și-a adus aminte ce mari și meșteciugiți fuseseră fulgii când se uitase la ei cu lupa. Aici însă erau și mai mari și mai fioroși, erau vii, erau străjerii de la palatul crăiesii zăpezii.
aveau chipurile cele mai ciudate. Unii parcă erau arici mari și urâți, alții păreau niște mănunchiuri de șerpini încolociți, care își întindeau capetele în toate părțile, iar alții erau ca niște ursuleți bondoci și zbârbiți. Toți erau albi, sclipitori, erau fulgi de zăpadă vii. Gretchen a început să se roage și era așa de frig că putea să-și vadă răsuflarea. Iar aburii răsuflării s-au făcut tot mai groși și mai groși și s-au prefăcut în îngerași care acum atingeau pământul și se făceau tot mai mari și fiecare avea coif, suliță și pavăză. Numărul lor sporea mereu și când Gretchen și-a ispărvăvit de spus rugăciunea, o oștire întreagă era împrejurul ei. Îngerașii în zale împungeau cu sulița fulgi de zăpadă și fulgii se fărămățau bucăți, iar Gretchen putea să meargă liniștită mai departe. Îngerii îi mângâiau mâinile și picioarele și acum nu-i mai era așa de frig și a putut să ajungă la palatul Crăiesei Zăpezi. Dar până una alta să vedem ce-i cu Carl. El, desigur, că nici nu se gândea că era acum chiar la poarta palatului. Și am terminat acum a șasea povestire din Crăiasa Zăpezii. Fii sigur să asculți și celelalte povestiri pentru ca să înțelegi mai bine povestea întreagă. Eu sunt Cristian și îți doresc bucurii alături de cei dragi, realizări și fericire. Sănătate, că e mai bună decât toate.